Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii În Culise. Am mare plăcere să îl am alături de mine în această seară pe Dan Schipor, un om care poartă mai multe pălării, iar cea mai nouă este cea de lider de filială a Rebele Iași, Romanian Business Leaders, și ne pregătește ceva foarte interesant pentru data de 12 noiembrie, când, așa cum îmi place mie să cred și să spun, Iașul devine epicentru afacerilor în România, pentru că foarte multe persoane și din regiunea Moldovei, dar și de la București, vor veni să discute și să facă multe lucruri cu alonjă spre viitor. Dar mai multe despre aceste lucruri ne va povesti chiar Dan. Bine ai venit la noi în studio. Bine te-am găsit. Mulțumesc mult de invitație. Dan, până a intra în pâine, în subiect, îmi doresc foarte mult ca telespectatorii să știe cu cine discut. Și deși îți știu modestia și faptul că nu-ți place să discuți despre realizările tale, te voi invita să-ți faci o autoprefațare. Foarte dificilă întrebarea. Pe scurt, pasionat de management, manager de la 23 de ani, de 20 de ani consultant în management, la momentul de față partener și head of management la una dintre companiile multinaționale din România și de foarte mult timp implicat în viața socială a cetății, în diferite organizații. Cum spuneai, ultima implicare este cea în Romanian Business Leaders și e o activitate care mi-a destul de mult timp în ultimul timp și destul de mult focus din ceea ce fac și cu rezultate care mă stimulează să continui. Iată că, așa ca titlu, pare foarte pretențios, Romanian Business Leaders. Ce este și cu ce se ocupă această organizație non-profit, care, așa cum am citit acolo la descriere, își dorește să facă mai multe activități astfel încât tinerii să găsească în România un loc în care să rămână și să trăiască și să prospere. Ai înțeles perfect. Pe scurt, ceea ce ne dorim este să facem din România un loc în care copiii noștri și tinerii din viitor să-și dorească să trăiască și avem și un mod specific de a face lucrul acesta prin ceea ce au ca și calități antreprenorii, prin acțiune punctuală, pragmatică și prin schimbarea realităților din jurul nostru care nu ne plac. Prin urmare, este calea antreprenoriatului de a face o Românie mai dezirabilă pentru tinerii din viitor. Acum, fără să-ți dau o testare, ne poți spune cam când a fost geneza acestui proiect la nivel național și de când a căpătat contur la Iași? Deci el are peste 10 ani proiectul. La Iași este activ de peste 6 ani. Iar mai accelerat, ultimii 4 ani am crescut foarte mult filiala, ne îndreptăm spre 50 de membri. În România suntem 500 de membri la momentul de față, 500 plus, și avem o modalitate de a selecta antreprenorii care ne asigură că aducem oameni de calitate care pot contribui la un viitor mai predictibil al României și nu încercăm să aducem pe oricine în organizații, ci doar cei care împărtășesc valorile și misiunea noastră. Ei, iată că mi-ai ridicat mingea la fileu. Care sunt criteriile pe care trebuie cineva să le îndeplinească pentru a avea această titulatură? Membru Romanian Business Leader. Pe scurt, trebuie să aibă o afacere de succes și trebuie să o fi făcut cu etică și cu demonstrarea în timp a unei oarecare consecvenție în a respecta principii de bază într-o societate normală. Prin urmare, ar fi cum arată afacerea pe care o reprezintă și felul în care a construit acea afacere. Înțeles. Iată că la nivel național există foarte multe filiale în orașele. Sunt foarte multe inițiative, filiale sunt doar 5 la momentul de față, dar suntem într-o expansiune foarte accelerată. Am înțeles. Și ai putea să ne spui cam ce profil de business au membrii din Iași? Pentru că personal cunosc o mare parte, da, avem din zona de coaching, avem din zona de IT, social media. Avem din transport logistic, avem din educație, din școli private, avem din tehnologii de vârf, software, din servicii oferite pe platforme de socializare,
avem producție, avem construcții, deci cam acoperim cam toată plaja. Nu avem din zonele astea mai de niș, în rest cam din toate domeniile și ne preocupăm să aducem lideri și să aducem antreprenori din toate domeniile de activitate. Dar știi, Voltaire avea o expresie că înainte de a începe să discutăm, haide să ne definim bine termenii. Acest cuvânt lider este uzat și hiperuzat, aproape pierzându-și conținutul la nivel general, și aș vrea să aflu care este în perspectiva ta, de om care face consultanță de atâta timp, portretul unui lider. Pentru că poate l-am văzut așa ca un mare războinic, ca un mare conducător companie de multinațional, dar ce înseamnă să fii lider? Bine, dacă citești tot ce a apărut pe tema leadership-ului, confuzia nu devine din viață. Ce în ce mai mare. Eu am o teorie personală și aici vorbesc personal, nu numele Romanian Business Leader, despre ce înțeleg eu prin leadership. Sau printr-un lider adevărat. Eu cred că leadership-ul este doar situațional, cred că potențialul de leadership este în fiecare dintre noi. În organizația noastră recunoaștem doar leadership-ul, cum spune și denumirea, business leaders, cei care au dovedit pe o anumită nișă, într-o anumită industrie, într-un anumit domeniu, că sunt în topul companiilor din România. Asta, ca să fii lider, trebuie să ai niște followeri, trebuie să te recunoască cineva din breasla ta, că ești cineva către care se uită. Nu poți să vorbești de leadership fără să vorbești de followers. Cei care angajează mulți oameni, cei care atrag în companiile lor mulți oameni, cei care reușesc să aibă impact în domeniul lor de activitate, din punctul meu definesc minimal un lider. Nu e și suficient, dar minimal. Și e o adevărată istorie cu leadership-ul, management-ul, sunt tot felul de discuții aici și n-aș vrea să intrăm în discuția asta, dar pe scurt, pentru noi, liderul este cel care a lăsat o amprentă în domeniul lui de activitate și așa îi și selectăm. E musa ca liderul să fie și popular, pentru că trăim într-o societate care pune foarte mult preț pe numărul de like-uri, numărul de followers, iată, în zona de virtuală. Eu aș spune că nu. Este foarte important să nu fie controversat sau să nu fie, pentru noi cel puțin, e foarte important să nu aibă foarte mulți hateri, dar cred că este foarte important să aibă foarte mulți followeri. Înțeles. Fără hater nu se poate, dacă e dus în zona de popularitate, aia se vede cel mai bine pe online. Nu e cazul să fim, și mulți dintre noi nu suntem persoane care să... Hiperpublice, dar în domeniile noastre de activitate suntem recunoscuți pentru ceea ce facem. Rockstar-uri, nu? De altfel... Da, dar avem și rockstar-uri, adică e o condiție care nu exclude. Uite, documentându-mă puțin pentru emisiune, am citit niște articole despre psihologia poporului român și despre capacitatea structurilor asociative într-o țară latino-balcanică. Și aici voi preda ștafeta și te voi lăsa pe tine să-mi povestești cât de ușor sau de simplu este să funcționezi ca o filială a unei structuri asociative într-un oraș cu orgolii, cu business-uri, cu perspective diferite și cum se îmbină lucrurile acestea astfel încât, iată, să dați naștere unui proiect care pe 12 noiembrie aduce Iașul pe harta marilor evenimente de business. Ca să răspund așa într-o notă optimistă, este din ce în ce mai ușor odată cu apariția RBR-ului la Iași, pentru că asta și ne propunem să completăm un pic o deficiență pe care afacerile românești o au și antreprenorii români o au, aceea de a avea încredere să colaboreze între ei, să pună lucruri la comun și nu doar pentru business-urile lor, ci și pentru societatea în care se desfășoară business-urile, pentru că o afacere, o firmă are un rol social, el este o entitate socială, nu are un rol patrimonial, deși există și rolul ăla printre funcțiile unei firme, dar așa cum vedem noi lucrurile, firma are un rol social și trebuie să răspundă nevoilor tuturor stakeholderilor implicați, de la acționar, asociat, antreprenor, angajați, furnizori, clienți, dar și societatea pe ansamblu.
Iar un lucru cu care ne luptăm și se vede evident și în cifre este că am pierdut un pic bătălia coagulării capitalului românesc din afacerile pe care le avem în comparație cu ceea ce se întâmplă în țările care au plecat la drum odată cu noi, Polonia, Ungaria sau alții, sau un pic mai repede decât noi. Nu reușim să avem firme cu impact. Dacă în Polonia 25% dintre firme au intrat în categoriile firmelor antreprenoriale, au intrat în categoria firmelor medii și mari, în România doar 4% reprezintă procentul acesta. Și din punctul meu de vedere și al nostru de vedere, motivul principal este că noi încă nu am învățat să avem încredere unii în alții, să punem la comun resursele și să facem companii solide capabile să se lupte cu cei care vor veni și vor dori o cotă din piața noastră. Și cam asta ar fi misiunea pe care eu și colegii mei din Iași ne-am propus-o odată cu lansarea acestui concept. Conferința de anul acesta nu este nouă, o facem pentru a patra ediție acum, dar este nou conceptul și am făcut și un concept multianual, Iași We Can Connect Now, și un subtitlu de antreprenori bond, antreprenori care unesc, care pun la comun resurse ca să poată să facă față unei competiții din ce în ce mai acerbe. Și ăsta va fi un guideline pentru noi pe următorii 5 ani, probabil. Împreună cu colegii mei am încercat să dăm așa o direcție mai pragmatică. Vă spuneam că acționăm ca antreprenori. Demersul nostru să nu fim doar idealiști, ci chiar să facem lucrurile pe care spunem că vrem să le facem. Și deja facem afaceri între noi, deja ne gândim să punem bani și să finanțăm afaceri care au nevoie de finanțare împreună și să contribuim un pic la întărirea firmelor noastre și la dezvoltarea lor, astfel încât să poată să facă competiții, să facă față competiției care va veni. Am spus de vreo 3 ori de la începutul emisiunii despre această conferință regională, dar am nevoie să ne dai ceva mai substanțial. Cine va veni la această conferință? Care sunt condițiile dacă vrem să, poate oricine să-și ia bilet, trebuie să fie membru Romanian Business Leaders? Dă-ne detalii aici, nu ne lăsa! Poate veni orice antreprenor care se identifică cu valorile noastre și care vrea să contribuie într-o formă sau alta la ceea ce facem noi. Biletele pot fi achiziționate online, deja sunt deschise. Este un preț prohibitiv? Nu, sau cred că este chiar unul din cele mai mici. Noi avem acoperite cheltuielile din contribuțiile noastre și din sponsorizări. Nu facem for money acest eveniment, dar există acolo o taxă pentru bilet, pentru că vrem să vedem că oamenii chiar contează. Ce primești gratis, știi cum e, nu apreciez. E o formă de a arăta că chiar contează ceea ce încercăm să facem acolo. Și atunci am pus așa un preț absolut modic pentru un antreprenor mic, nici de cum mediu spre mare, care este tipul de antreprenor spre care tindem noi. Prin urmare, prețul nu e o barieră, iar ceea ce facem acolo, încercăm să get together, încercăm să strângem rândurile. Noi cu colegii de la București vom fi prezenți, toți membrii sau probabil toți membrii din comunitatea din Iași, vom avea membri din comunitatea din Moldova, vor veni colegii noștri de la București, vom avea niște speakeri foarte importanți pentru mediul de business din România. Care ar fi acelea? Păi număr doar câțiva, fără a încerca să diferențiez între ei. Ce mi-aduc aminte, primul care va vorbi va fi Iancu Guda, după care vom avea o dezbatere între domnul Florin Talpe și rectorul universității noastre de Cuza, domnul Liviu Maha. Vom avea după aceea 3 paneluri diferite, unul care va vorbi despre brandul de angajator din resursa perspectivelor umane. Vom mai avea încă un panel cu privire la provocările mediului de business actual. Și ultimul panel va fi între liderii de filială din toată țara, vor fi prezenți liderii de filială din toată țara la Iași, încercând să găsim modalități de promovare a firmelor noastre la nivel național, să captăm nevoile publicului și a companiilor din Iași pentru dezvoltare națională, să creăm o punte de legătură între regiunile țării, astfel încât să facem business-ul mai ușor între noi.
Iată, are și un caracter strategic, am putea să spunem, acest summit pe care îl... această e conferință. E un început, e un început, vrem să-i dăm o dimensiune un pic mai mare și de asta oamenii care sunt alături de noi, în afară de speakerii pe care i-am menționat, avem colegi dragi de la București, domnul Felix Pătrușcanu, care vine de la Fan Courier și este unul din fondatorii Fan Courier. Mai avem vicepreședinta noastră, Laura Florea, mai avem președintele nostru, președintele autonom, domnul Ștefan. Avem tot felul de susținători din organizația noastră din București care vin cu drag an de an la noi ca să reușim să facem ceva mai de impact. Și uitându-te așa din afară, oamenii s-ar putea întreba, care este scopul ca un antreprenor de succes de la București sau de altundeva să bată atâta drum până la Iași, practic să-și rezerve minim o zi din viața sa ca să se întâlnească, știu, cu oameni reprezentanți ai mediului de afaceri de aici sau cu tineri care își doresc, pentru că, din câte știu, există această structură pe care o aveți, Romanian Business Leader, este aspirațională pentru studenți sau masterani. Avem o structură foarte puternică pentru partea de tineri care își doresc să facă antreprenoriat, dar o să spun mai multe ulterior despre structura de aceasta. De ce? Care este de ceul care îi mână să vină în capitala Moldovei, până la urmă vorbim de fosta capitala țării, și să își dedice această resursă irecuperabilă numită timp unui proiect? Ei având deja suficiente resurse pentru a-și susține și business-urile și visurile. Deja a devenit o tradiție ca anumiți lideri din alte regiuni să vină la Iași, pentru că edițiile anterioare au fost ok și pentru că am creat relații și pentru că am creat prietenii și pentru că toți cei din organizația noastră sunt voluntari și dedicați creierii de conexiuni și creierii de plus valoare prin interacțiunea dintre membrii, practic e ceea ce facem. Și atunci e o misiune, nu ne forțează nimeni să facem lucrul ăsta, chiar contribuim și financiar ca să putem face lucrul ăsta, ar fi cel puțin ciudat să ne înscriem într-o organizație care are misiunea asta de a pune antreprenorii la un loc și când se creează o oportunitate să nu avem astfel de conexiuni. Deci, prin urmare, cred că însuși pedigriul organizației ne determină să fim așa, faptul că suntem la fel, că suntem selectați după anumite criterii, că vorbim aceeași limbă, că avem aceleași valori, ne fac să folosim fiecare oportunitate de genul ăsta ca să ne vedem. Deci nu e deloc greu ca să ne întâlnim fie la Iași, fie la București, fie la Sibiu. Merg mâine, plec spre conferința de la Sibiu. Deci pentru noi, membrii rebele, de oriunde ne aflăm, este o normalitate. Pentru speaker și pentru cei pe care reușim să-i atragem la evenimentele noastre, care nu sunt membri rebele, cred că nivelul de seriozitate la care a ajuns organizația noastră, proiectele noastre, îi fac să-și asocieze imaginea cu mare drag cu noi și de fiecare dată avem niște experiențe excepționale împreună. De altfel am văzut că s-au legat și foarte multe prietenii. Da, știi câteva lucruri din prieteniile care s-au legat în rebele. E o zonă în care am descoperit niște oameni extraordinari și e o zonă care mă împlinește major și e o zonă în care cred că și ceilalți colegii mei și prieteni o simt, pe care o simt la fel. Ei, fără a avea interesul de a vinde apartenența la acest tip de structură asociativă, aș dori ca oamenii să înțeleagă că este foarte mult de învățat atunci când ești parte a unui proiect mai mare decât tine până la urmă. Mai ales atunci când ești un business mediu, mic spre mediu, apartenența și intersecția cu oameni de un anumit calibru care au reușit, poate după un eșec, două, să-și revină și să meargă mai departe. Total de acord cu ceea ce spui. La noi, partea fantastică pe care n-am găsit-o poate în alte organizații neguvernamentale în care am fost, este și preocuparea în viața profesională comună, pentru că în celelalte organizații preocupările din viața profesională erau diferite, iar acum, fiind toți antreprenori, toți fiind preocupați de același lucru, poate legătura este mai puternică. Și ce este fantastic este că această învățare de care vorbeai tu se întâmplă absolut pe nevăzute, pentru că noi nu ne întâlnim să ne propunem să ne învățăm unii pe alții. Noi contribuim la rezolvarea unor probleme în mod pragmatic și muncim împreună ca să facem lucrul acesta
și vedem modalități diferite de a face lucrul acesta la diferiți colegi și învățăm absolut natural, fără ca măcar să avem impresia că învățăm ceva, numai că observăm lucrul ăsta în felul în care gândim, în felul în care discutăm, nivelul discuției, nivelul problemelor rezolvate, nivelul interacțiunilor, cifrelor din firmele noastre, lucrul ăsta se întâmplă foarte natural. Având multă treabă împreună, învățăm natural unul de la altul. Știu că aveți în documentul fondator, ca zic așa, în actul constitutiv, faptul că sunteți apolitici și că reprezentați interesele sistemului antreprenorilor, da, din zona privată. Cu toate acestea, am văzut că ați avut intervenții și lor de poziție în viața publică, inclusiv sfera politică. Și este nemaipomenit că reușiți să coagulați opinii și să le conturați în fața decidenților. Cum a început procesul acesta, deloc confortabil, de a te duce și a-i spune, știu eu, unui primar, unui ministru cu care, știu eu, poate ai business-uri sau, mă rog, cu respectivele entități, știți ceea ce faceți, nu faceți bine și iată propunerile noastre. Bine, nu spune chiar așa. Dar... se poate și mai bine, faceți bine și se poate și mai bine. Nu știu care a fost experiența celorlalți colegi din București sau din alte regiuni, dar experiența mea personală și a noastră, a colegilor de la Iași, a fost... foarte plăcută. A venit un pic mai târziu față de ceilalți doi piloni pe care îi avem. RBL-ul are trei direcții de acțiune mari și late. Educație, antreprenoriat și bună guvernare. La Iași, pilonul de bună guvernare, abia de un an, doi am început să-l implementăm. Până acum am fost foarte focalizați pe zona de antreprenoriat și pe zona de educație. În schimb, a fost o surpriză plăcută să putem vedea că inclusiv acest pilon de bună guvernare, în momentul în care am venit către clasa politică, către administrația locală, cu niște propuneri constructive de a urma anumite direcții care reprezintă interesul antreprenorilor, am găsit uși deschise în cea mai mare parte din acest mediu. Cel puțin declarativ, am început să implementăm și niște proiecte mai punctuale, dar în fază foarte embrionară acum, eu sunt optimist. Adică este mult mai bine decât m-am așteptat și mult mai bine decât experiențele mele anterioare și cred că societatea, atât noi ca și antreprenori, cât și mediul politic și mediul administrativ, înțelege că dacă stăm separați, ne e din ce în ce mai greu. Prin urmare, dacă începem să discutăm și dacă începem să ne preocupăm de problemele care transced poate domeniul nostru de activitate, s-ar putea să ne fie un pic mai ușor. Mi-ai ridicat mingea la fel, bună guvernare. Ce înțelegeți prin bună guvernare și care au fost în concret propunerile pe care le-ați făcut factorilor decidenți din urbea noastră? Cel mai concret, pe lângă faptul că colegii din București se întâlnesc într-o modalitate periodică cu decidenții centrali, odată cu începerea acestui an care a avut foarte multe etape electorale, noi am avut un document în 7 puncte care a fost prezentat tuturor partidelor politice care au vrut să le susțină, le-am dezbătut, le-am discutat și am convins să le pun în programele lor de guvernare 7 puncte care privesc, am făcut întâi studiu, am discutat între noi, am stabilit acele 7 puncte, după care ne-am dus și le-am susținut și le-am prezentat mediului politic. Care este reacția lor în momentul în care... Foarte bună și surprins, foarte onestă, acolo unde anumite interese ale noastre nu erau pe linia partidului, s-au manifestat foarte deschis, foarte direct, acolo unde am găsit puncte de comune, la fel, foarte deschis, foarte direct, cel puțin declarativ, urmărim ce apar în programele de guvernare, foarte mare parte din lucrurile susținute de noi sunt și se regăsesc acolo, știm că distanța dintre vorbe și fapte e destul de mare, dar rămânem optimiști. Mergând puțin spre o viziune mai macro, așa, să intrăm și în zona noastră discursivă, e o chestiune pe care o discutăm de foarte, foarte mulți ani. Care sunt provocările antreprenorilor din România, trecând peste lipsa totală de predictibilitate? Aș spune că
cea mai mare provocare a antreprenorului român, așa cum o văd eu și din poziția de antreprenor și din poziția de manager și de consultant, care am lucrat cu câteva sute de firme până acum, majoritatea antreprenoriale românești, cred că cea mai mare provocare este lipsa cunoștințelor economice și lipsa cunoștințelor de management pentru a putea crea firme solide. Avem foarte multe experiențe, mediul nostru extern ne-a expus la tot felul de experiențe la care a trebuit să facem față, prin urmare suntem extrem de căliți, extrem de experimentați în a supraviețui în mediul economic de la noi. Cred că avem foarte multe calități, foarte multe abilități, foarte multe skills-uri de antreprenoriat. Și uite, este un skill pe care eu trebuie să mi-l dezvolt. Să-mi aduc aminte că avem și o scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, după care revenim alături de Dan Schimpăru Studio să discutăm despre ce se întâmplă la Iași pe 12 noiembrie, dar și care sunt provocările vieții de antreprenor în România. Doamne și domnule, am revenit în studio alături de Dan Schipor, liderul filialei locale a Rebele. Mai ales în această perioadă, care știu că ești foarte ocupat cu aceste pregătiri pentru conferința regională. Ne bucurăm tare mult, Dan, că ai răpit câteva minute să vii în studio. Revenim la întrebarea pe care ți-am adresat-o înainte de pauză. Cea mai mare problemă, lipsa cunoștințelor despre fundamentate, despre economie și felul în care se face managementul unei organizații ca să poată ajunge puternice, sănătoase. Acolo cred că e cea mai mare problemă și încercăm să acoperim cele două arii, atât prin modulul de antreprenoriat pe care îl avem, pilonul de antreprenoriat pe care îl avem în Rebele, cât și prin pilonul de bună guvernare pentru a aduce practici manageriale în organizațiile care sunt sub supravegherea statului, să zicem așa, sau în managementul statului, cât și prin modulul de educație. Și educație antreprenorială, educație formală, educație informală, avem tot felul de proiecte care se duc în zona aceasta și sper să putem mișca ceva în direcția asta prin Romanian Business Leaders. Da, nu avem cunoștințe, este foarte adevărat. Uneori ne vine o idee de business și gata, de mâine suntem antreprenori. E foarte bine pentru început, nu e suficient pentru a crea firme solide și sustenabile. Prin urmare, mai avem nevoie de altceva. Care ar fi următorii pași după ce te-ai decis? Tu cu visele tale și cu o sumă de start minimală. Aș putea să spun ce am făcut noi toți, care e așa, foarte multă muncă până în momentul în care ajungem să ne dăm seama că nu mai suntem competenți pentru nivelul firmei la care am ajuns, după care trebuie să căutăm soluții, să ne pregătim continuu ca să putem să conducem firmele din ce în ce mai mari, să interacționăm între noi, să învățăm unii de la alții și eventual, într-un anumit interval de timp, să predăm firma fie către cineva mai mare, fie către o echipă managerială, fie copiilor noștri, cam așa arată procesul de dezvoltare a unei firme antreprenoriale. Care sunt trei dintre deadly sins-urile pe care le au antreprenorii români ajunși la un anumit nivel? Trei păcate capitale. Cred că cel mai dureros este că au trebuit să sacrifice foarte multe lucruri ca să ajungă acolo și uneori eu am o temă așa în care spun că antreprenorul român seamănă foarte mult cu meșterul Manole și muncește, construiește în continuu, dar când se vadă o catedrală frumoasă sau ceva care să arate wow, nu prea iese, tot trebuie să o ia de la zero, să înveți și nu sacrifică pe Ana, dar sacrifică foarte multe lucruri, sănătate, tinerețe, uneori chiar familia, uneori chiar, nu știu, starea lui de bine. Și atunci aceste cunoștințe, atât despre business, despre funcționarea economiei, cât și de management, cred că l-ar ajuta foarte mult să poată să facă lucrul ăsta un pic mai în armonie cu ceea ce înseamnă el ca ființă și celelalte aspecte ale vieții lui. Deci asta ar fi lucru care mă doare cel mai tare când văd antreprenori de succes care au trebuit să sacrifice lucruri pentru lucrul ăsta, deși unora li se pare absolut normalitate și
am învățat recent că nu e o normalitate, se poate face business de succes și fără să te sacrifici. Dar astea sunt cunoștințe noi, apropo de cunoștințe. Și asta și înseamnă să nu muncești 18 ore pe zi? Volumul de muncă e mai puțin important decât riscurile asumate, stresul și multe alte lucruri. Că dacă poți și ai energia, na, nu e greșit dacă muncești 5 zile și restul le aloci în zonele care te împlinesc. Dar cel mai important este să faci în armonie cu resursele tale, cu finanțele tale, cu mediul de business și nu într-o formă din asta forțată. Asta ar fi primul nu știu, cel mai impactant lucru pe care antreprenorii români poate nu reușesc să-l facă așa cum îl trebuie. Al doilea lucru este cel legat de felul în care văd parteneriatele și asocierea. Foarte puțini reușesc să înțeleagă că un parteneriat e ceva în care pui și nu ceva din care iei. Parteneriatul crește cu atât mai mult cu cât fiecare din jurul acelei mese pune mai mult, nu ia mai mult. Dacă ia mai mult, nu rămâne nimic din parteneriatul ăla și după aia se întreabă ce s-a întâmplat cu parteneriatul. Și asta e o temă care vine foarte mult din zona culturii noastre mai orientale, așa, în care trebuie să avem un tătuc care să dea direcția și noi toți ceilalți, dacă se poate, facem ceva, dacă nu se poate, nu facem ceva. E și o formă de fugă de responsabilitate, da, pentru de că responsabilitate, cineva a luat decizia. În schimb, nu e cazul antreprenorilor. Antreprenorii își asumă niște responsabilități uneori peste potențialul lor și poate uneori necugetate, dar ei doar de lipsă de responsabilitate nu pot fi acuzați. Dar în schimb se vede lucrul ăsta în felul în care colaborează între ei la nivel, cum să zic, de medie, pentru că sunt și excepții și chiar în mediul nostru de Romanian Business Leaders lucrurile se întâmplă cu totul altfel. Și dacă ar fi să mă refer la un al treilea lucru care poate nu e chiar ok în mediul antreprenorial românesc, este faptul că nu reușim să fim aliniați așteptările noastre cu potențialul. De foarte multe ori avem visuri exacerbate și nu ne uităm un pic și la potențial și la efortul. Suntem hiperoptimiști când ne facem planurile, după care trecem într-o zonă de hiperpesimist în momentul în care vedem că nu iese. Și acest echilibru între resurse și așteptări, un preot îmi spunea odată că fericirea e diferența între așteptări și rezultate. Și, din păcate, antreprenorul român nu prea știe să apuce niciunul din cele două capete. Și cum ajută să regleze acest echilibru Romanian Business Leader? Cu ce vine la masă? Am înțeles, educația, antreprenoriat, veniți cu bună guvernare, dar îți spune efectiv cineva să-ți dea două palme metaforic, spunându-ți, vezi că tu în 2 ani, realist, nu ai cum să ajungi acolo. Uite, nu m-am gândit niciodată acum mi-a venit ideea asta că chiar Romanian Business Leaders ajută pe toate cele trei planuri despre care ți-am vorbit. E o revelație și pentru mine. Nu m-am gândit niciodată că cele mai importante probleme pe care le văd în mediul meu profesional ca și consultant în management chiar sunt adresate cu succes de către Romanian Business Leaders. Partea asta de a face și altceva decât doar să lucrezi, să sacrifici alte lucruri, Romanian Business Leader o rezolvă pentru că noi ne implicăm în proiectele noastre și ne dă satisfacție personală, emoțională și facem și altceva decât business-ul, nu ne mai sacrificăm doar pentru el. Mai găsiți o formă de sacrificiu. Partea de educație o facem prin pilonii de educație și prin pregătirea generațiilor. Noi avem chiar un program VSFA, îl numim noi, care popularizează spiritul antreprenorial și antreprenoriatul sănătos încă de la vârste fragile din zona liceului și chiar are un succes deosebit la nivel național proiectul. Vreau să fiu antreprenor, vine de la prescurtarea BSFA. Deci facem și partea asta de educație economică și educație managerială și antreprenorială și pregătim generațiile viitoare și rezolvăm și problema a treia de care vorbeam prin faptul că încercăm să vedem alte perspective, să ne echilibrăm unii pe alții din discuții, din felul în care rezolvăm problemele împreună, nu ne mai ducem în extreme fiecare și trebuie să ne calibrăm la așteptările celorlalți, trebuie să ne calibrăm la potențialul celorlalți de a livra cu viteza cu care ne dorim noi, pentru că suntem mai mulți, nu putem face lucrurile singuri, facem lucrurile astea voluntar și atunci totul se calibrează la o medie care evită excesele despre care vorbeam, între așteptări și rezultate.
Ai spus de acest program VSFA, dar mi-a șoptit cineva acum că Luminium Bisesidel are și multe alte proiecte. Da. Spune-ne puțin despre ele. Laudă! Sunt atât de multe încât nu o să pot să le spun pe toate. De unul foarte recent a fost cel cu Repatriot. Da, Repatriotul este unul dintre primele programe făcute în încercarea noastră de a crea și de a ne îndeplini misiunea pe care am declarat-o, să facem România un loc în care să-ți dorești să trăiești, și încercăm să aducem atât persoanele plecate în străinătate, cât și pe copiilor înapoi acasă, și este un program de o amploare internațională deja, nu mai este locală sau națională. Asta pe antreprenoriat. Pe educație, pe lângă VSFA, avem niște proiecte care au devenit merito, supertici, niște programe care au amvergură națională acum și care schimbă fundamental modul în care se face educație în România. Pe bună guvernare, v-am dat exemplu pe care l-am făcut, deci pe fiecare dintre domenii avem foarte, foarte multe proiecte. Și partea bună și ce este special în RBL e o practică, din nou, care vine din antreprenoriat, concret. Concret, fiecare membru, la summitul național pe care îl avem o dată pe an, poate să propună un proiect, o idee, care să fie tractat în interiorul organizației noastre de către toți membrii și să aibă impact și o scalare uriașă dacă proiectul este votat de toți membrii la summit, și în fiecare an să aleg 5 proiecte care noi cu resursele noastre, fiecare dintre noi care am putea gândi un astfel de proiect, n-am avea resursele să-l implementăm, și are la dispoziție o organizație națională cu 500 de membri care se implică în acel proiect, și trecerea de la idee la faptă sau la implementare este extrem de rapidă. Dan, eu știu că există mai multe organizații non-guvernamentale pe piață, inclusiv la Iași, și eram curioasă cum vă raportați la ele sau ele la voi, având în vedere că, sub o formă sau alta, sunteți concurenți pentru resursa de timp, în primul rând, a oamenilor de afaceri, dar la fel de bine știu că există membrii Romanian Business Leader care fac parte și din alte structuri, știu, camere de comerț sau alte federații, patronate. Peste 80% din membrii noștri, nu știu din țară, dar din Iași, fac parte și din alte organizații profesionale. Prin urmare, ăsta este un indicator care arată că nu există niciun fel de problemă, iar un alt lucru, chiar ieri făceam cu colegii mei lista cu partenerii care recomandă evenimentul nostru și pe care îi invităm ca și partenerii noștri la acel eveniment, și sunt toate organizațiile care au impact oarecum în mediul de business din Iași și din Moldova, sunt partenerile noastre și ne recomandăm unii altora evenimentele, participăm unii la alții, pentru că niciodată nu e suficient să înveți sau să comunici sau să interacționezi. Nu avem niciun fel de problemă de concurență din punctul ăsta de vedere, iar ăsta e foarte, lucrul ăsta e foarte încurajator. Mi închipui că și în momentul în care ți-ai asumat rolul de lider de filială, ai făcut, consultant fiind, niște comparații, niște benchmarking și așa mai departe. Care este ingredientul principal care vă diferențiază? De ce un tânăr sau copt antreprenor ar trebui să fie membru în Romanian Business Leaders filiala Iași? Acum, noi nu facem evangelizare, dar facem un joc de rol. Lucrurile sunt foarte clare. Ceea ce avem noi și poate nu se întâmplă în alte organizații, cel puțin dintre cele pe care le cunosc eu și cunosc destul de multe, este pragmatismul cu care se abordează problemele. Eu sunt un tip care nu prea am foarte multă răbdare, încerc să ajung la rezultat foarte repede, iar ceea ce am găsit în Romanian Business Leaders a fost o cale foarte scurtă de la un gând la un posibil rezultat. Și asta ne și diferențiază, asta fac antreprenorii, văd problema și o rezolv. Atât pentru client, cât poate și pentru societate, și încercăm să ducem modul ăsta de a face lucrurile pragmatic în mai multe colțuri ale societății. Atât în educație, cât și în bună guvernare, cât și în antreprenorii viitorului. Care sunt task-urile tale ca lider de filială? Că mi-închipui că nu este ușor să fii până la urmă între vârfurile de business ale orașului și să ai până la urmă un rol de coordonare.
Sunt un norocos. Task-urile ni le-am asumat noi împreună cu colegii noștri, nu ni se impun lucruri. Putem să dăm și câteva nume, așa, nu spunem firmele, din oamenii care ajută foarte mult în zona aceasta. Toți colegii mei sunt foarte implicați, n-aș vrea să defavorizez pe cineva, că cu siguranță vor fi, dar lista cu colegii noștri este pe site-ul Romanian Business Leaders, toți cei 500 și ceva de colegi, noi suntem acolo și putem interacționa între ei. De la ea suntem 35 la momentul de față. Unul din targetele pe care le-am este la finalul mandatului, în aprilie, să ajungem la 50 de membri și nu e un target delegat, ci e un target asumat de către noi. Am zis noi, colegii între noi, că ar fi frumos să ajungem acolo și cu o selecție foarte riguroasă. Deci, practic, se aplică. Se aplică și nu intră oricine. Se aplică, după care urmează un interviu. Da, nu există un interviu, există două recomandări din partea membrilor vechi. Trebuie să existe minim două recomandări pe care ne le asumăm fiecare dintre noi. Așa. Există după care o validare a bordului de la București și o acceptanță din partea colegilor de la Iași. Da. Deci există fiecare coleg de la Iași și poate o pune oarecum intrării unui, dacă există ceva indicii de nerespectare a principiilor etice pe care le aveam. Dar am o întrebare, dacă eu, să zicem, am un business în Botoșani, pot să fiu membru la filiala Iași? Da, chiar avem un... Cred că... Toșani sau oricare Depinde cum e natura business-ului și unde vrei să contribui. Cel mai mult, nu există o restricție în direcția asta. Chiar avem o persoană care a venit de la, a fost membru la București o perioadă și acum este membru la Iași de anul ăsta. Pentru că conexiunea cu membrii de la noi a fost mai puternică, interesele de business se direcționează în zona aceasta, contribuția lui la plan social probabil se va orienta în direcția aceasta și este unul dintre colegii care s-a transferat de la București la Iași, fără să există o schimbare majoră în domiciliul lui sau deci în sau în business-ul lui. Face da, și așa, da. Nu trebuie neapărat să fie Iași. Ca să poți să contribui mai mult, e de preferat să fii acolo unde îți desfășori activitatea mai mult, ca să poți contribui mai mult, dar nu e o restricție. Frecvența întâlnirilor, pentru că știu că aici este o mare problemă oamenilor în general, nu doar a oamenilor de afaceri. A alocat timp în fiecare săptămână sau cât de dese sunt ședințele? O singură ședință de filial avem pe săptămână, pe lună, un singur summit național la care în mod normal ne dorim să mergem, nu ne obligă nimeni, nu e o condiție obligatorie, dar cam astea ar fi lucrurile minimale pe care ar trebui să le facă un membru în filiala din Iași. Noi avem pus o ședință pe lună și acolo chiar participăm online sau fizic. Nu se întâmplă nimic dacă nu participi. În schimb, în momentul în care și dai bani să fii membru, nici nu participi, discuția este de ce ai mai fi membru. Prin urmare, cam toți colegii mei participă fără excepție. Prin urmare, nu e o problemă pentru că nu e foarte restrictiv. După care, mai este o condiție la filiala din Iași ca fiecare să se implice cel puțin într-un proiect național. Și acolo sunt atât de multe proiecte încât ajunge să te implici mai mult decât ți-ai dori, pentru că toate sunt cu impact, toate sunt de suflet, toate generează rezultate și atunci, intrând în angrenajul ăla în care vezi că munca ta voluntară chiar contează, am colegi care nu s-ar fi gândit niciodată că se vor implica atât de mult și au rămas acaparați de lucrurile acestea. Una dintre colegile noastre a intrat de acum 2 ani jumătate, cred, o să-i spun numele pentru că coordonează un proiect național, Ruxandra Buceschi, mai puțin de 2 ani jumătate a ajuns să coordoneze un proiect național care se numește Școala cu Sens în domeniul educației și chiar acum o săptămână am avut o întâlnire cu inspectoratul școlar și cu toți cei 200 și ceva spre 300 de profesori din Iași, încercând să contribuim la o bună guvernare a școlilor, încercând să aducem voluntariatul nostru în bordurile școlilor din județul Iași, astfel încât să crească calitatea managementului acelor școli. Ai spus un cuvânt cheie, cred eu, pentru toată emisiunea. Voluntariat. Voi nu doar faceți parte dintr-o structură asociativă, ci sunteți voluntari. Practic, dați din timpul vostru. Da. Mai plătiți și o taxă ca să puteți da timpul acesta, da? Da. Și
o să întreb și eu ceva care mi se pare logic. De ce nu avem totuși în România o cultură a voluntariatului? Că să dăm fără să așteptăm ceva înapoi. Pentru că venim dintr-o cultură în care ceream fără să dăm nimic înapoi. Venim din... Părinții noștri au crescut în comunism, noi am fost educați în comunism. E foarte greu să contribui la societate când vii dintr-o economie planificată în care nu aveai nicio contribuție, doar ți se împărțea o firmitură. Oricât de mult ai fi contribuit în trecut, rezultatul era același. Acum, odată cu intrarea în zona democrației, dar schimbările astea sociale se întâmplă în generații. Adică e oarecum normal să nu avem, să nu avem cultura asta, dar ce pot să spun este că evoluția spiritului de voluntariat în România este exponențială, cel puțin în mediul în care mă învârt eu, văd din ce în ce mai mulți oameni dornici să facă voluntariat și văd din ce în ce mai mulți oameni tineri care își doresc să facă voluntariat. Eu tineri am mai văzut, dar persoane care, fără să te îmbătrânesc acum, da, totuși da. Trecut câteva decenii de la... Eu încă mă simt tânăr și fac voluntariat de la 18 ani. Asta mi se pare nemaipomenit, că s-a dus și în zona aceasta de adulți, adică oameni ocupați, nu doar adulți care au un 9-to-5, oameni care, a căror timp realmente costă bani. Da, ideea este că dintre speakerii pe care o să-i vedeți la conferință nu sunt plătiți, foarte mare parte dintre ei și fac voluntariat și sunt niște nume în economia românească. Ce-i mână atunci? Mai avem doar 3 minute. Ce-i mână pe acești oameni să vină până la Iași sau oamenii din Iași să facă parte dintr-o organizație unde nu doar că plătesc o taxă, cuantumul care este, dar trebuie să-și dea și timpul. Ce-i mână în această inițiativă? Emoțiile, trăirile și sensul pe care îl dobândesc acțiunile lor. Foarte frumos spus. Cred că tocmai ai inventat încă o misiune a Romanian Business Leader. Așa, am spus ceea ce am simțit, probabil unii au alte motivații. Nu știu, așadar, pentru oamenii care vor emoții, trăire și sens, data de 12 noiembrie este una care este musai să fie la Iași, pentru că avem această conferință regională a Rebele. Biletele pot fi cumpărate de pe site-ul rebeles.ro. Sunt disponibile și îi așteptăm cu mare drag. Îi așteaptă o zi întreagă de conferințe, interacțiuni, networking. Și networking în pauzele dintre conferințe. Vom avea 8 teme de networking focalizate și mediate de către cineva, deci va fi o zi plină de sens și plină de învățare. Domnilor și domnilor, îi mulțumim lui Dan Schipor, liderul filialei de la Iași, Romanian Business Leader, pentru prezența în studio. Iar ca să finalizăm emisiunea în tonul care a guvernat-o, vă doresc o săptămână cu sens până data viitoare, când ne reîntâlnim tot aici, în culise.